Inspectoratul Județean pe situație de urgență Iași a fost solicitat să intervină pe raza comunei Schitudu, Casat, Slobozia, pentru o persoană posibil înecată într-o acumulare de apă. Ne-am deplasat la locul intervenției cu auto specială, cu barcă pneumatică și un echipaj de terapie intensivă mobilă. La sosirea la fața locului, forțele au constatat că persoana era scoasă de către localnici, s-au întreprins manevre de resuscitare, dar a fost declarată decedată de către medicul de pe echipajul de terapie intensivă mobilă. Numele dumneavoastră? Capitanul Tudor Cosmin, comandantul detașamentului 2 de Pompireș. Aveți cum s-a întâmplat? Păi eram undeva la un magazin în sat și am primit un telefon, altcineva, nu eu. Apoi eu am venit repede cât am putut ajunge, repede să ajungem mai târziu, mai repede să îl salvăm. Am ajuns, am sărit în apă, apoi când am ajuns aici, am sărit în apă, am dus undeva unde erau un pantalon ceva de-al lui, m-am dus lângă el, am mers un pic înotând, am simțit cu piciorul că era acolo, m-am băgat, l-am scos, apoi am strigat un coleg care era în apă cu mine și l-am scos pe mal, în rest cam atât. Era mort când l-am scos? Când l-am scos, el era, când l-am prins pe braț, el era vânăt. Nu mai avea niciun... Dar cam de cât timp credeți că zăcea acolo? Băieții care mai erau cu el, na, erau... Cam de cât timp spuneau că nu l-am mai găsit, nu l-am mai găsit? Eu am ajuns cam în maxim 10 minute. Ei poate erau de 20, jumate, 30. Nici eu nu pot să știu sigur. Numele dumneavoastră? Nicita Claudă. Arată-ne unde? Era undeva unde este domnul polițist, un pic cu 3 metri mai încoace. Și acolo este nivelul cel mai ridicat al apei? Nu, nivelul cel mai ridicat al apei este mai încoa, în colțul ăsta. Deci undeva din mal, 7-8 metri. Cam atât. Acolo l-am găsit eu. Îl cunoști? Da, este consultant. Ce poți să ne spui despre el? Cum era, ce băiat? Deci era un băiat chiar foarte bun, de treabă. Mă înțelegeam bine, ținând cont că eu eram mai vârstă de el. Mă înțelegeam bine, nu aveam probleme sau ceva de genul. Doar, nici eu nu știam când am plecat de acolo să vinim spre el, nu știam că el se află în apă, nu mai este. Era rudă cu dumneavoastră, doamnă? Nu, era băiatul meu cu dânsul. Era un apă amândoi. Dar ce s-a întâmplat? Ce ne puteți spune de pe exterior? Erai și tu cu ei? Da, eu eram. Și un copil era să se nece. Iar el a vrut să se bage după dânsul, să-l salveze. Și n-a putut. El a rămas acolo, copilul a fost salvat de alt copil. Și a rămas acolo el. Și ați anunțat pe cineva imediat? Da, am fost rapid în sat și... Nu aveau telefoane la dânsii și o trebuie să alerge până în sat. Nu, m-am dus cu bicicleta. M-am dus până în sat și am chemat oamenii, după s-a bucat pe dânsul, l-au scos. De când a dispărut sub apă, cam după cât timp a fost scos la suprafață? Scos la suprafață după 20 de minute, asta a fost 10 minute în apă. Asta noi ne-am zbătut pentru el vreo 10 minute și apoi am fost în sat, a mai durat jumătate de oră stat în apă, cam așa. Ce crezi că s-a întâmplat? Știa să înoate? El știa să înoate singur, că ne-a arătat, știa să înoate, dar cu copilul care era în spate, deci în spatele lui. Deci el a încercat să-l salveze pe da, copil. Și nu știa să înoate cu doi, cu unul în spate. Deci n-a putut, el a vrut să-l salveze? A vrut, dar n-a putut. Deci l-avea în spate. Propriu zis, el a fost un erou. Da, a murit ca un erou.
Cam de la câți metri? Ce ați auzit? Ce s-a întâmplat? Noi am fost la mormântare astăzi. De o mătușă de-a mea. Noi am mers la o mormântare astăzi, la o mătușă de-a mea. Și vin de acasă, m-am pus și m-am odinit. Băiatul a rămas acasă. M-am pus și m-am odinit și eu. Așa. Și la un moment dat vine o mătușă de-a mea și a spus că... Nu, el, Sorin. O să zic că se duce la copil. Stați că vorbim și cu dumneavoastră imediat. Da? Și el nu mi-a spus că merge la scaldat. Și în timpul ăsta m-am pus și m-am odinit un pic și a venit o mătușă și mi-a spus că băiatul meu este necald. Câți copii mai aveți acasă? Acasă încă, păi, 8 de toți, din cauza... Cu fetele și mai am... N-am, 3 acasă. Cel mai mic are 7 ani, acolo intră în gula sau 0. El la câte ani era? Penultimul, deci... Avem... Penultimul, da. Deci mare un frate mai mic ca el. Era la școală? Da. Avea rezultate bune la învățătură? Febeu, foarte bine, da. E, nu cred că trebuie să... Ovuș, așa, la, așa, da. Mână la matematică. Doru Sorin și Doru Petrică. Fetele, să înțeleg că sunt mai mari. Da. Fetele, da.